legea 215/2001, republicată, completată și modificată, a fost convocat pentru astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția 235 din 11.05.2017 a domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți toți, după listă. Fiind prezenți toți consilierii, ședința este legată de toată și își poate începe lucrările. Ordinea de zi, o citesc, o cunoașteți, da, mai citesc. În plus, s-a mai adăugat un proiect de hotărâre privind modificarea HCL 40 din 2017, privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Oituz, unor unități de cult din comuna Oituz de Țubacău, în speță parohia Hârja. Ăsta l-ați primit dimineață, probabil că... Dacă nu mai sunt alte probleme, supun spre aprobare ordinea de zi completată. Mulțumesc. Invit pe domnul președinte de ședință, domnul Bucaru, să... Mulțumesc. Înainte de a intra pe ordinea de zi, supun spre aprobare sau discuții procesul verbal din 20.04.2017. Ceva discuții? Nu, atunci spun la voi. Cine se pentru? Trecem pe ordinea de zi, punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cortului de încheiere al exercițiului bugetat pe anul 2016 și a situației financiare aluate comuna Oituz, județul Bacău. Domnul președinte, avizul. Am dat aviz favorabil, l-am discutat în comisie cu atenție, chiar am insistat asupra lui. Și este vorba de ceea ce s-a întâmplat în primestrul 1-2. Nu, este vorba de tot de execuția anuală pentru 2016. Și știm foarte bine ce... Ele au fost aprobate și trimestrial în 2016, acum așa e procedura. Da. Da. Am dat favorabil cu propunerea de... Supun la vot. Cine este pentru? 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 122 din 2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. Domnul inginer? S-au scos unele taxe nefiscale pe baza hotărârii guvernului cu privire la eliminarea unor taxe, celor 102 taxe care, de care s-a discutat și în propagandă. Articolul 41 din hotărârea respectivă a fost anulat și asta votăm. Discuții? Am văzut la televizor, de exemplu, și sunt azi duminica pentru oficierea de căsătorii să percep unele taxe. Că sunt ilegale. Am văzut televizor. Deci odată fiecare consiliu local s-a permis... Ilegale, că noi am avut odată și prefectura mi-a trimis înapoi dispoziție. Da, dar sunt legale, să știu. Eu vreau să domn primar, vreau să vă spun ce am văzut la televizor. Sunt legale. Deci, astea căsătoriile, inclusiv de la... Taxa aia pentru căsătorii care se fac în afara sediului primărie, din câte am înțeles, sunt ilegale. Dar taxe speciale sunt prinse. Eu v-am spus și am văzut la televizor. Deci, local poate să propună. Alte discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Deci la punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL numărul 31/3103/2017 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2017. Domnul inginer, avizul? Aveți favorabil. Domnul Peteșot, discuți ceva? Este vorba despre ceea ce am completat. Fondul de salarii. Nu, dacă mai aveți ceva. La... O scurtă remarcă, dacă tot mi-ați dat cuvântul. Am constatat că la această hotărâre, acest proiect de hotărâre, nu mai este atașată plângerea și nu se mai amintește nimic de ea. Nu e niciun fel de problemă, nu mă leg cine știe ce, dar arată faptul că ar fi fost bine să fie atașat aici, ca să se vadă și la prefectură. Și o altă remarcă, nu mă interesează salariile angajaților, ci să se respecte legea. Dacă aș dori salariile angajaților, mă pot folosi și de alte instrumente legale. Probabil în cei 4 ani o să fac și o cerere în acest sens. Am timp. Mulțumesc. Dar puteți face mai repede, nu e nicio problemă. Poate la timpul lor. Da, domnul președinte.
exemplu aici la număr de personal permanent, decorat și fondul de generalizare, baza pentru instituția serviciu apă canalul 1. Din câte știu, când am înființat acest serviciu apă canalul 1, l-am înființat și personalitate juridică. Da. Da, da, ești înființat, dar el încă nu funcționează. Nu am hotărârea de prelungire. Am înțeles, dar are personalitate juridică. Da, are cod fiscal separat. Asta nu se spune. Dar este în subordinea OAT-ului. Un serviciu în subordinea OAT-ului, cum este și școala. Este în subordinea noastră. Deși au coduri fiscale separate, ele sunt în subordinea noastră. Ele intră în bugetul mare odată și apoi se fac bugete defalcate pe fiecare instituție în parte. Având în vedere că această juridică nu trebuie să aibă salariat propriu, contabil și tot și... Păi, tocmai acolo sunt patru posturi, sunt trecute și cele vacante care urmează a fi ocupate după obținerea licenței de către un contabil care să se ocupe de partea financiară și ce mai s-a întâmplat. Da, dacă este legal, și să nu cheltuim banii, că încă nu ne-au venit prețurile. Iar am venit rectificare la prețuri, iar am trimis înapoi acolo la București. Altcineva care trebuie să iei cuvântul? Supun la cine este pentru? Pe problema mare avem, am cerut un post de șofer. Nu ne-a aprobat. A zis la numărul de ăsta, nu știm cum face. Dacă ne vine mașina, nu știu cum face. Unde muncitor? Tractorul. Tractoristul să-l punem ca muncitor undeva și să... Trebuie să fii gărniță la serviciu la canal? Da, nu, eu... Și asta, vă dați seama, există niște chestii care nu poți să le faci, nu știu, tot artificii, chiar nu știu cum. Ne-a venit răspuns, eu am, din timp, nu să ne vină mașina și să stăm cu ea. E păcat, dar uite că trebuie să punem și asta să hotărâți. E dificil să-i spunem, măi, Gărghiță, tragem tractorul pe dreapta, parcă nu știu cum, da? Da, trebuie să găsim o soluție atunci. Pe ce poți să... Trece la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice extrajudiciare. Domnul inginer? În comisie s-a votat cu 4 voturi pentru și cu 1 obiecțiune. Acum, expertizele, știm că s-au mai făcut încă 2 expertize care nu corespund în scopului pentru care le-am comandat. Această expertiză, eu aș dori și supun și atenție din asta, și corespundă și scopului de a se efectua recepția finală. Adică să răspundă la niște întrebări care sunt puse de legislație și în special de hotărârea Guvernului 273/2006 care prevede modul în care se efectuează recepția lucrării. Și ei, deci tema pe care le-o dăm expertului, să stabilim și răspunsurile la întrebările care nu sunt puse la această dată. Deci să corespundă cu hotărârea Guvernului numărul 273, în vederea efectuării recepției definitive, ca să închidem tot sarul ăsta. Cazul tot discutăm de ei. Mai sunt, m-am întâlnit cu primar, mai sunt cazuri din ăsta și așa de și toți să-ți fiez, dar am discutat, practic, dirigintele de șantier, dacă nu toate chestiile astea, e ceva neregulă, el e răspunzătorul. Dar nu trebuie să fie frică din altă parte, că nu știu ce. Eu nu doresc să căute vinovații, eu doresc să trage recepția, domnule, până să putem să facem recepția totală, să se închide, ca să se înceapă amortizări și să putem face pe reparații, să remediem, că altfel nu poți să bați un cui. Exact. Nu asta se mai poate face nimic, nu se mai pot face documentații contrare, cheltuieli în continuare pentru repararea unor stricăciuni făcute de minitură și nu mai este pe terminarea lucrărilor în final. Și dacă faci recepția și cum s-a aprobat și cu sus cu ăsta, cu bazine de retenție, da, vedem ce bani ce ne aloc acum PNDL-ul, că nu putem să tot facem studii și dacă PNDL-ul nu ne rezolvă, nu o să avem bani. Dacă ne rezolvă, o să ne rămână bani și că nu, să nu facem studii în prostie, să rămână după 2 ani în aer, știți? Da, da, nu se mai pot aplica. Adică nu facem din bugetul local reparațiile acolo la ce?
Că dacă nu e recepționat, domnul primar... Păi nu, dar dacă se recepționat... Da, dacă se recepționat, face. Nu are recepționat. Nu pe peretele, nu face. E vorba de bazinul de retenție, ca să începem studiu. Așa, vedem cine aprobă PNDL-ul, ca să știm ce bani mai rămâne la bugetul local. Că așa am pus și primăria și tot, dar îi dau drumul la studiu de fezabilitate, îi dau tot și după aceea n-am bani și ce fac. S-a dus studiu, am cheltuit bani. Este știut faptul că expertizele cele două care s-au făcut la lucrarea asta la Hățman, s-au făcut ca urmare a cererii domnilor de la DNA. Noi n-am invitat niciun expert, ei au stabilit experții, ele au dat indicații ce să facă și ce să verifice la aceste lucrări. Păi și de ce nu s-a făcut recepția, domnul? Delegatul, știi, domnul fost viceprimar, a fost, știu și eu, n-a vrut cel de la inspecția de stat în construcții. Că așa e în România. Nu că n-a vrut domnul primar. I-a cerut niște deci, documente. Era din total nepregătit. Așa. Și venind nepregătit, comisetul a spus, am vrea pentru o dată că nu vine pregătit cu toată documentația. Asta. Chiar că vine pregătit, că cum arată? Are discuții. De exemplu, în ședința din 23.03.2017, s-a fost, domnul primar, inițiat proiectul hotărât privind întocmirea documentației tehnico-economice pentru realizarea lucrării de regularizare a fărului Găzman, conform expertiziei TNC a SC Proiect Consulții de Media, întocmită în avul 2020. Această expertiză prevede realizarea unui baraj pentru reținerea aluviunilor și micșorarea partei de scurgere a torentului, praburi pe talberg pentru protejarea împotriva eroziunii, curățirea și umplerea cu beton poros al rostrurilor, pereu nou, care va fi prevăzut cu barbacane pentru reducerea presiunii apei la retragerea zidului. Această expertiză a fost realizată ca o condiție pentru realizarea recepției la terminarea lucrărilor. Acest proiect de hotărâre, la data respectivă 23, nu a trecut. L-am retras de pe ora mică. Nu, n-ați înțeles ce am spus. N-am spus de expertiză. Am spus de proiectul inițiat de un primar, de dumneavoastră. La ședința din 31 a 3-a, pe ordinea zi au fost, atunci a fost și proiectul cu expertiză. Domnul primar a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării studiului de fezabilitate și pentru investiția construirii barajului de retenție pe părâul Găzman, inițiat pe ordinea de ori. Acest proiect de hotărâre a fost aprobat în ședință. Acum îmi pun întrebarea, vine întrebarea logică. Acest proiect care a fost aprobat și lucrarea e prevăzută în expertiza făcută. Dumneavoastră a inițiat proiectul de hotărâre pentru efectuarea unei expertize tehnice extrajudiciare, inițiat viceprimar. La data respectivă, 31.03, a fost retras de pe ordinea de zi fără motivație. Acum, în ședința de astăzi, ați repus din nou acest proiect de hotărâre. Acum, dumneavoastră, prin expertiză, prin proiectul de hotărâre, contestați atât expertiza și, implicit, contestați și proiectul inițiat de domnul primar, care a fost aprobat în ședință. Dacă de asta, dați-mi expresia. Mi se pare o stare de dubial așa aici, între ele. Dacă stăm să-l luăm, cum l-am și analizăm, o să vedeți că am dreptate. Mulțumesc! Proiectul de hotărâre privind această expertiză tehnică extrajudiciară este semnat de viceprimar, iar expunerea din motive o semnează tot viceprimarul. Noi avem în cadrul primăriei un plus, un salariat care se ocupă cu investiții și care este foarte priceput. Aia trebuie raportul specialitate domnului primar și care n-a vrut să-l facă domnul Guse. După 30 zile, domnul Guse știe de ce nu. Păi, pentru că expertiza asta nu trebuia făcută extrajudiciară. Trebuie făcută, domnul Guse. Punctual la întrebările puse de ofițeri de NEA sau cine se lucrează. Acum, să mai facem o expertiză care mi-a costat 300 sau 400 de milioane,
Adică mi se pare niște bani aruncați. Da, bani aruncați, dar ca să aruncat. Facem expertiza asta și ca să semnez eu recepția fără expertiză, să fac cu șcării eu. Da, nu, da, recepția o semnează comisia. Da, pe comisia, comisia e și ce sunt și eu. Păi ești? Păi bineînțeles, dar sunteți dumneavoastră, când ești președinte din recepție, dumneavoastră, domnul Osuluș. Și mă scoateți pe mine și atunci faceți fără expertiză. Păi... Când o să fiu la activitate, foarte... Da, ați fost 20 ani, ați fost. Da, domnule. Deci expertiza s-a făcut tot așa de expert cu canalizarea, că i s-a reținut bani al Conepului, a venit recepția să-i dea drumul, că e tot ok cu recepția, și când a venit Curtea de Conturi, n-a fost de acord cu expertul. Pentru că i-a scos. Organizarea de șantier n-a fost fotografiată, ei au avut... Și poate știți mai bine decât mine. Ei au avut o sană, din asta tip sane, care o trăgea de aici colo, sau o mutat dintr-un loc, ei de la Curtea de Conturi înțeleg organizare de șantier, un loc unde aveau baracă sau veceu. Au avut aici la Bancă. Eu n-am zis că n-au avut, domnule. Ei au purtat de aici colo, dar n-au făcut poze, n-au făcut, nu le-au aprovat-o. Au avut, dar le-au tăiat. Ei au băgat macara, că ridică cu macara, o duce, că mi se părea normal să meargă după lucrare. Că eu am lucrat la gaz metan și la gaz metan tot așa. Aveau pe niște sări legat după buldoze și mergea pe câmpuri și biroul șefului de șantier și magazia și încuiau. N-a fotografiat, ei a zis, au băgat macara, n-a aprobat banii ăștia. Deci el a venit expertul că este, n-a luat în considerație. După aceea, cu huma, era o humă ăsta, când s-a săpat, mulți din dumneavoastră știu, s-a săpat aici jos, cum coborând de la cooperativă jos, nu s-a găsit uma aia verde, n-a aprobat nici cel puțin săparea cu excavatorul. Și i-a reținut banii lui ăla, așa e și cu aici. Ei au făcut expertiza, n-a zis, da, domnule, e ok expertiza respectivă, puteți face recepția. Dacă le dă, că ați văzut, dumneavoastră n-ați vrut să faceți, cel puțin să le dăm un răspuns. Așa, o comisie care nu va implica cu absolut, că nu sunteți specialiști, nu nimica. Da, domnule, cu Bâscă, la kilometrul ăsta a fost lucrare, nu s-a făcut, că nu s-au oprit lucrările, aici este deteriorat și dădeam să vadă că ne-am mișcat. Până la urmă am făcut eu cu doamna Lenuța să vadă că ne-am mișcat. De exact cum acum mă lupt cu apa, am avut întâlnire vinerea trecută, cu tornatorul trebuia, și ieri am fost invitat, dar nu m-am dus, că vin chiar din Finlanda. Să vedem dacă ne dă drumul, să ne dea drumul leșunțul, să ne cedeze, aia o să trebuiască o hotărâre de Consiliu, să le dăm în altă parte, suprafața asta, și cu bazinele de captare, izvoarele, și să putem să o rezolvăm și asta, că și asta e pe ordinea de zi la Curtea de Conturi. De-aia vă spun că eu duc tratative și avem șanse să ne cedeze. Da? Vă spun din timp că asta este procedura. El nu prea vrea să dea. Dar dacă le dăm în alt loc, atunci trebuie să hotărâm să dăm în alt loc suprafață. Măsurăm și dăm în alt loc, că dacă facem dezmembrări, e mult mai greu ca să faci, că trebuie să plătim, ne costă pământul ăla de numai, că desmembrarea te ia la toată suprafața și acum ei fac un nou amenajament după regulile noi și poate, dacă hotărăsc, atunci când măsoară, să cedează în partea aia, să modifică puțin hotarele, așa mi-au zis. Acum... Am avut trei tentativi de acțiuni de Consiliul Local precedent. Eu zic... Și pentru expropriere am avut trei proiecte de hotărâri. Majoritatea Consiliului Local nu a fost de acord, că acolo au fost două găști. Am vorbit și eu de expropriere. Am vorbit și eu de expropriere. Am vorbit și eu de expropriere. Nici nu pot să gândesc și nici nu aveam nicio șansă de câștig. Odată ce o lucrare făcută pe terenul lor, poate să ne ceară cât vor ei. Dacă nu zici, ia-ți lucrarea în spate și du-te.
Ce mai vorbim? Păi dar de ce v-ați zis că 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 să nu voi mai. Hai, n-are rost omul ăsta, că mi-au zis oamenii că nici n-ați vrut să vorbiți cu ei. Mi-a dat notificări. Eu nu mint. Dacă vreți, îl chem aici, că mi-au spus de față. Așa mi-au zis, dacă am venit avocatul Bărlădeanu al turnator aici de două ori. Cum n-am vrut să discut cu ei? Domnul, eu vă duc cu Zolta, cu Zolta și cu ăsta. Și Zolta, asta e unde... Nici nu e scrochit. Trebuia să vă traduc altul, că nici nu știe rumenește și e scrochit. Eu unde v-ați dat seama? Păi, simt că nu s-au. Da, mulțumesc, domnul Boacă. Apropo de apă și canal, eu am citit, am zis, pirtia aia care e, că ne-a prezentat-o domnul Buscă, că n-a putut să facă rețetea din cauza că n-a avut apă și n-a avut curent electric. Hai să fim serioși, adică nu se găsea în toată comuna un generator, un generator era și aici în primărie, una la mână, doar, nu găsea un bazin cu 1000 de litri de apă să pună să încerci să facă rețetea finală pentru apă și canal. Hai să fim serioși. Și atât a luat la Udeu, că atât ai de bun, dacă era chiar așa de bun, făcea la care vă vreau. Asta e în paranteză ce a spus la vasa. Domnul președinte. Domnul primar, eu vă reprezint cum este, eu nu vă mint cu nimic. Nu despre asta, este proiectul. Din timp ca să știți dacă să fiți de acord sau să nu fiți. Eu vorbesc de proiectul care tu acum, care discutăm, nu din asta. Deci am vrut să aduc la cunoștință consilierilor, în cazul în care proiectul trebuie expertiza trece, automat prin acest proiect se contestă proiectul inițiat de dumneavoastră pentru lucrarea din acea expertiză. Adică la lucrare, domnul. Aia s-a proiectul de hotărâre. Lucrare, la barajele de tensiune care nu sunt. Păi, dar s-a aprobat, avem proiectul de hotărâre. Da, nu, e proiectul separat, nu la post. Aia s-a aprobat, expertiza, o să fie lucrări separate. Domnul președinte, această lucrare, construit baraj, face parte din expertiza. Care dumneavoastră contestați, domnul. Da. Ce? Păi, studiez, de asta am zis eu stare de bărbuială. Eu vin de speculație aici, pentru că noi am despărțit proiectul. Dar am despărțit proiectul, nu, domnul a fost. Barajul s-a fost separat proiectul. Dar și aia, alta a rămas în aer. Nu e prima dată când, după ședință, vă dați seama din greșeală. Nu e prima dată. Asta e... Eu de două ori am făcut proiectul, eu am fost de bună credință, am făcut proiectul ca să facem și barajul de retenție, să începem cu barajul, că puteam să-l facem. Totdeauna am vrut să se includă și uitul ăsta, Căsman, da? Și când a fost toate la un loc, n-au vrut. Am zis să le rupem. N-am fost de acord cu nu eu. Eu am făcut, mi s-a respins de două ori. Mi s-a respins de două ori, da? Păi stați un pic. Le-am făcut. Eu din punctul meu de vedere e rușinos că v-a respins consilierii de la partea dumneavoastră. Înseamnă că să lucrează cinstit, să lucrează... Domnul! Oamenii gândesc, înseamnă că nu sunt... Pe nivel politic, nu domn primar e șeful, eu șeful. Păi domnul, ați văzut să fie șeful, în moment și contestați. Să eu se poate să fac oricine aia. Domnul Vitrani, așa poate. Nu mai era politic să vă chema, domnul, o să vă la raport sus în birou, vă dați așa, faceți așa. Păi nu, dumneavoastră e chemată. Și mai nou, și liberal era dumneavoastră la PSD. Adevărul că dacă vorbim în contradictor și discutăm în contradictor, nu să ajungem, o să rămânem tot așa pe loc. Alte discuții? Ca totdeauna. Ar trebui să o gândim. Eu de-aia prezint... Domnul Vătură! Pentru că a reușit să-l facem separat, totuși un început, cel puțin nu strică. E lucru bun, nu? Eu nu e o care trebuia ca nu să mesecă cu canalul ăsta. Da, domnul Vătură. Și din facem... Vreau să vă spun că mi se pare că am confuz proiectul ăsta. Dați-mi voie să mă abțin de la... Până nu am toată documentația să văd ce-o pe degeaba, dați-mi voie să mă abțin de la... Sau, în cel rău caz, aduceți-mi și noi cele două expertize. Să studiem și noi cele două expertize și după aceea vedem dacă se impune această expertiză sau nu se impune. Domnul, uite, îmi cer voie de la domnul primar ca să discut cu dragul meu. Dar domnul președinte, vă e bun. Domnul președinte, ca să discut ceva cu dumneavoastră. Da.
Noi vrem să facem recepție finală la... Cine nu vrea? Arătați-mi un consilier deci care nu vrea. Și fără expertiză, cum vrei să-i faci? Care? Avem două expertize, domnule. Dar nu răspund la întrebări. Dumneavoastră a citit hotărârea Guvernului numărul 273/94, vă invit de 5 ședințe să discut, să citiți asta, să vedeți cum să face recepția. Dumneavoastră ați citit-o, domnule? Da, domnul primar. Bine, dar nu vreau să vedeți, nu cu dumneavoastră. Ai răspuit-o, domnule. Am citit-o cu mare atenție. Tocmai de-a, dacă vreați să ne arătați, veneați la comisie cu cele două expertize și ne prezentați despre președintele comisiei. Așa, vreau să mă discut alte probleme când îi chemați la ședință. Da, aici sunt sintetizate materialul. Sunt sintetizate, dar bun, dacă contestați-le două expertize. Nu era normal să veniți cu expertize, să prezentați nouă, să ne dăm și părerea. Și atunci mai să nu vedeți rezolvarea. Nu mai puțin. Da. Dar nu vedeți rezolvarea. Susțineți o chestie care nu folosește nimic. Nu trebuie să vii de mâine în gură. Susține o chestie pe care nu folosește nimic. Comisie, domnule. Domn președinte, de exemplu, dumneavoastră, am văzut că și îmi explicați motive. Ce studii aveți în domeniul construcțiilor de să contestați două expertize făcute de experți în materie? Da, mă rog, expertize foarte bune, domnul Apostol. Nu ți spuneam la cele celor de la DNA că nu-ți convine cum au făcut expertize. Păi nu e bună, păi nu e bună. Sigur, după mintea ta. Domnule, care votează bună. Știu, dar nu e bună. Hai să vreau, vă țineți pentru. Face impresia că... Ia numără la 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? 8. Ai, care mai? 8 și domnul Corcoman. Da. Se abține, domnule. Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5. Da? 5 abțineri și 9 pentru. Abțineri, domnule. Nu mă dai de abțineri. Domnul Florea, dumneavoastră v-am țis de votul dumneavoastră, dar de răzma m-a interesat să-l reparăm, dar cum îl reparăm nu știu. Păi, domnule, să vreți să recepția fără... Păi, expertiza nu era Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunului Tuz pentru perioada iunie-august 2017. Propune pentru președintele de ședință pentru următoarele 3 luni. Nu a dat aviz pentru hotărârea respectivă. Hotărârea nu nominalizează președintele care va fi ales în continuare. Propunem. Așa și propunem în continuare un nu. Dar nimeni nu vrea să propună. Eu propun pe domnul Petreșor. Altă propunere. Domnul Gabor în mare. Aoleu! Ce vreți să zici? Domnul Apostol, pentru că e de a mers pe de teran. Deci cei care merg, haide să mergem și pe băieți stinge. Haide să mergem. Are o problemă. Să-mi propune, ce este pentru domnul Petrișor? Ca să-i cheiem și mie. Abține! Abținerea 1, dar împotrivă? Că sunt 11 pentru abținerii? Înseamnă că toți. Toți au fost. Dar n-au ridicat mâna. 11 pentru domnul Petrișor și 1 pentru domnul Petrișor. Toți suntem pentru domnul Petrișor. Să susținem până la moarte. Dar domnul Petrișor... Să-mi și voteze peste 4 ani. Eu m-am abținut că l-am
spun tot la ecran. Haide să trecem la următorul. Să aibă timp ce e, măi, să mai înveți. Raport privind starea economică socială a comunului Tuscei anul 2016 și programul de dezvoltare economică socială al comunului Tuscei 2017. Discuție. Domnul Apostol. Domnul primar. Am studiat materialul. Practic am votat, știți? Practic am votat ce am... Dar aici propune lucrări pentru 2017, nu se regăsesc. De exemplu, am stat în marginea, nu se regăsesc cele două poduri. La școală... Alea sunt la reparații, domnule. Dar nu sunt lucrări. Păi sunt lucrări, dar reparații. Scrie propune lucrări 2016. Așa scrie. Da. Nu are nevoie. Avem două proiecte de hotărâri ca nu să mai discute nimic cu ele. Construire grup sanitar grădinița Margea și grădinița peste Vale. Da, domnul Apostol, acum depinde din noi. Îi băga la PNDL. Am băgat la PNDL până nu vine răspuns de la PNDL. Stăm de loc. Așteptăm de acolo. Da. Ăsta pentru peste Vale. Da. Și din coace... am discutat că face și la Margea. Din coace n-are nici cadastru, n-are nimic. Și vedem, merge numai pe reparație, dar... nu-i gata, nu știu ce la proiect. Deci n-am proiect și barajul de retenție aici la Hrăzuta. Acum atât barajul. Lucrări, domnul fost primar. Dar acolo trebuie proiectare prima dată. Păi proiectăm. Păi faci și proiectare, normal. Asta n-ar trebui. De exemplu, am discutat domnul primar și mi-a promis că vom face anul acesta extindere rețea apă potabilă și canalizare și automatică. Proiectare, domnule. Da, asta am pus bani deoparte pentru studiul de fezabilitate. Dar în proiectul mare nu-i prins și s-a dat marginea? Păi, în proiectul mare. Păi, dar trebuie să facem noi elea. Trebuie proiectul. Domnul Apostol, pe marginea și prundul, nu mai facem nimic. Deci numai ce s-a făcut, nu este băgat. Și acum mai durează două săptămâni până fac curentul ca să fac recepție totală la asta. Că nu știu dacă știți. Haideți, vă rog, și ascultăm, că nu înțeleg. Numai dacă, ca să știți, am avut probleme foarte mari la canalizare. S-au ars. Sau motoare, pompe, n-au fost montate tije, s-a făcut recepția, am făcut o recepție, dar n-am avut un specialist, omul care din partea a studiat cum a studiat, am semnat o prerecepție, avem garanția. Noi acum, fiind francis, am băgat toate, vă spun, am un dosar întreg, i-am bombardat pe cei de la Alconet. Cei de la Ozon, care e de la Bacău, de la Iași, vrea să ne bage pe gât nouă pompele, că s-au ars, dar ele s-au ars din cauza tabloului electric. După aceea, nu s-au pus niște tije, noi trebuia să întâi să vidanjăm, să intrăm cu mâinile să scoatem asta, când pompele trebuiau prevăzute cu un lanț, că ridicai capacul, ridicai pompa pe o tijă, o verificai, o ungeai că sunt cu ulei, după aceea băgai tija și tija ghida direct acolo. Noi trebuia să aducem vitanș și să plătim, deci erau făcute în apă, da. De-abia acum a rezolvat-o, ne-a dat-o gata și după o săptămână s-a ars iară motorul. E dus acolo la SP3-ul, chiar lângă Marius. Dar restul am rezolvat, am avut probleme cu conturul. Când noi era să oprea apa, că apa eu vă spun, dacă, pentru că dirigintele nu a fost un diriginte în meserie. Noi trebuie totdeauna de acum să fim atenți, că dacă construim un diriginte, știu, de obicei vă spun, ca să știți, constructorul vine și spune, am eu un diriginte de șantier bun. El își pune un diriginte care poate să ăsta, dar dirigintele ne apără nouă și noi trebuie să-l căutăm. Și
Și am făcut. Păi de noi le căutăm, dar trebuie să aibă și aviziile alea. Și, da, nu și noi am reușit, noi am reușit acum să remediem. Mai trebuie să conectăm la curent în două săptămâni, s-a dat bani, am plătit vreo 4.000 și ceva, că a trebuit să dăm bani înainte. Conectăm și atunci rețeaua e gata. În momentul când rețeaua e gata, recepție totală, putem să dăm mai în continuare pentru studiul de fezabilitate și cu Adibu Bacău, deja sunt dispuși pe fonduri europene bani. Dar până n-am făcut studiul, nu vă și în primul rând este băgat marginea. Pentru apă și canal. Pentru apă canal. Pentru că ea se poate, se poate conecta din coace, e mult mai greu, trebuie gândită altfel, că nu merge la rețeaua asta, trebuie gândită paralel să ajung undeva spre stație, e mult mai complicat, dar în primul caz asta e băgată, ca și asfaltarea. Ca și asfaltarea. Sau cetățenii primajului le-au pus cereri pentru extinderea rețea de gaze. Da, toți eu am dat pentru gaze, trebuia în primul rând să dea oamenii să completeze cereri, foarte puțin. S-a completat vreo 200. Da, 200. N-au venit oameni. 200 s-a venit puțin, nu? Pe mare, pe comună. Pe mare, pe comună. Ne-a venit toată lumea, pentru nu ne face... Nu am vorbit de cei care le-ai depus pe margine. Da, domnule, trebuiau toți să vină cei de pe margine, să facă cereri. Noi trebuie să punem teancul de cereri, ca să poată EON să vină. Și ce participant, ca să justificăm. Dar la fierăstră ce am mai făcut cu... A dat iară telefon, ne cere din nou să facem studiul de fezabilitate. Acum... Dar nu mergem la PSD, dumneavoastră, la PSD, că la Ministerul Dezvoltării Teodor. Eu am avut o ședință, am vorbit și cu... Numai la noi se întâmplă cu drumuri naționale. Au promis că îi cheamă pe cei de la Iași, pentru că nu... Am plătit toate toate studiile, toate autorizațiile pentru PUG. Și când am ajuns la drumuri naționale nu ne dă. Nu vrea să ne dea. S-a anulat ăsta. Acum am zis prima dată să venim cu autorizările de la ei. Uitați, și acum stăm cu intrările astea, cu ieșirile din strada principală. Dacă era la el 10 probleme era... Rezolvat, doamna Monica. Da, mulțumim. Un pic, să rămânem la Dobi. Domnul Plăcin. Da, haideți, domnul Apostol, 90% din ședința dumneavoastră. Mai e o problemă. De exemplu, anunțea proiectul domnul Pedrășor cu amplasarea de coșuri. Bun, vă trecut. Nu facem așa. Trece chiar oricine. Dacă răspundem marele lucruri obiective, amplasarea de coșuri, un contract de furnizare. Da, eu mulți mi-am dat așa ființa de plătiri mai mari, investiții mai mari. În general. Și luni a venit cineva. Așa, starea nu separați, nu reparăm coșurile. Da, e achiziție, investiții. S-au băgat în trimestrul 4 bani. Știe domnul Petrișor, în trimestrul 4 s-a băgat bani, dar noi deja i-am pus pe cei care vor să aducă mai multe coșuri să le vedem. Oferte. A fost și luni. Unul a zis că aduce două modele. Unul cu lemn să fie frumos, altul numai din cum se răstoarnă, să putem să nu auzim discuții, vedem, tragem o concluzie toți. Poftim? Câte oferte avem astăzi? Câte avem? Are domnul Dupică, mai are... Au fost mai multe oferte. Da, sunt mai multe oferte, dar le aduce ca să le vedem, o să le țipsăm aici. Da, domnul Gureanu. Spuneți. Să nu uităm în toamnă, când am votat pentru basculantă, că să luăm niște bani de la pod de la Grata. Acum la buget, bine, ne s-a plăcut, domnul primar, că o să fie banii returnați. Și cetățenii vor să știe câți bani... Deci, până pe altul nu se returnează. Creditele se dea în fiecare an bugetat. Era bine ca și doamna contabilă să ne spui mai bine că și ea a fost prezentă. Este concediu medical. Nu o să ne vină, concediu, dar să nu uităm de asta, da? Deci nu se uită, dar creditele nu se transferă.
De se încheie anul bugetar, s-a terminat. Dar atunci, domnul primar, cine ați? Când a zis că dăm bani de acolo ca să nu pedau pentru vasculanță. Când s-a luat bani de la punct, de la țară. Banii sunt puși într-o galeată, luăm de acolo, da. Banii. Dar cetățenii vor să știe atât câți bani pe sunt acolo la țară. Și anul trecut s-a pus pentru vasculante, pentru că s-au pus s-au pus altele, din nou pentru vasculante. Dar nu am văzut nimic, pentru că în țară. Am văzut cine încheltuit, iar intră în galeata, și iar o botăm și scoate din acolo. Da, și dacă iar nu se termină, nu se face nimic, iar termină. Domnul Cipran, trecut undeva? Nu ești doar de la până la Dălățanul de 5 ani de la Ecoin. Deci mai vorbesc din școala Dălățanul. Dar banii ați făcut sau luat sau luat? Nu s-a dat sau luat. Aia sunt de pe oasă și nu mai bine că nu e situația acolo la Dălățanul. De aia de zi nu puteți să faci nimic acolo. Și totodată acum se întrebări că sunt bani, nu sunt bani. Pentru că ți-au dat în toamnă de la basculată. Nu ești acolo acum. Nu, 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 și tu mai ați votat, toți am zis, toți cinci v-am votat. Dar voturile care le-a dat acum, ce v-ați întors în campanie electorală? În campanie electorală ați promis cu vot, nu? Și acum găsiți altă ușită. Ca în campanie, dar ați promis la lume, dar poți să te bani, că vă ocupați de asta. Acum v-ați promis nimic? Hai să nu mai ai văzut. Asta e un raport și nu te... Da, de n-am ajuns nici primar, nici viceprimar, că-ți v-ați spus. Bun. Păi și i-a dus la tine. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL din numărul 40 în 2017 privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunului Uitus, unor unități de cult din comunul de județul Bacău. Comisia a dat aviz favorabil. Ce am dispus înainte de discuții? La ce anume exact a intervenit? La biserica de la Grâța. Nu s-a aprobat conturile în ședința de data trecută pentru că lipsea o autorizație de construire. Cum vă spuneți, să obțină toate avizurile și toate aprobările. Între timp, nu s-a obținut. Până la urmă, autorizația nu s-a obținut. S-a modificat articolul din proiect în care vorbește despre reparații interioare, nu despre... S-a depus un dosar nou. S-a depus un dosar nou. Și... să supune aprobări, a fost primit la Consiliu, ne-am dat aviz favorabil și vă propun și dumneavoastră. Adică lucrurile care se vor face acolo nu trebuie autorizații de construcție. E aceea, sumă în machină altă, nu e exterior. Asta era știută. Da, a fost amendamentul ăla care am fost de acord majoritatea și 30 zile, dacă nu a venit, trebuie să facem ceva. Da, supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc, diverse. Dacă îmi permiteți, pot să... Pot să vă spun și de ce nu s-a putut face. Singura biserică care are cadastre catolică și asta de aici, de la Uitus. În restul nu are niciuna acte de proprietate, de-abia acum să lucrează, să se punem în legalitate, să facă cadastru, să intre în proprietatea bisericii. S-a neglijat. Și nu poate să mai facă nimic dacă nu ai cadastru. Asta și sunt niște chestii care nu le dai importanță, dar când ajungi să faci ceva, te izbește. Și de-abia acum a început demersurile pentru toate bisericile, cum e și Biserica Catolică din Chierăstrău și toate astea. Și ortodoxe și toate. Au început acum să se facă. Da, domnul Boacă? La... Vreau să știu dacă s-a scos la licitație podul de pe Simare, a zis că pe 15 august facem patul ăla care mă înteamnă toată lumea că am fost acum azi dimineața acolo la curte. Toată lumea ați promis că faceți patul înapoi. Aveți de gând anul ăsta sau nu aveți? Și am zis că nu prea avem bani la rost. Dacă nu ne-a fost la rost, nu-i bani mult. Domnul primar, deci eu le-am spus că am în capasarea la oameni. Dar nu putem face nimic, am băgat banii la PNDL. Am băgat proiecte la PNDL. Până ies de acolo, de la PNDL, să vedem ce ne aprobă, să știm ce bani am. De-aia, că văd că iar e plin cu lemne, e plin cu tractoare, e plin cu lemne. Aia scoate cu lemne, cu fân. Oricum începem, că nu costă mult bani.
tocmai de asta că... Deci au întrebat două pisliboacă, vinerea ce au organizația de construcție. Deci avem toate actele. Acum să facă domnul Băsă care de sargini și să ne dăm la citație. E cam... Să vezi că am încet, domnul Băsă. Nu, dar ce se întâmplă? Și avem băgat la PND, dar având și banii în buget, îi dăm drum așa și că dacă vine pe PND, o să vin din banii respectivi. Da, domnul Floroiu. Ia serios, chiar stai mai bine. E mai bine așa. Mai îndrăzesc încă o dată să vă rog cu drumurile de pe Hărsman, de la drumul Gheongheoș, care de la care cele două tractoare, să vină sesizări de la cetățeni, a făcut praf drumul de la Gheongheoș. Care lemne tărâși și a făcut drumul praf. Plus de la monument, care am fost împreună și să ne ducem până sus. Și am fost până sus. Am fost, da. Da, domnul, vreau să știți că s-a făcut și anul trecut, s-a cărat o grămadă acolo anul trecut. Dacă nu au șanțul și ăsta, când vine fac șanțul... Unde s-a făcut anul trecut, domnul Pilon? Când am decolmatat, tot ce am decolmatat... Da, acolo nu s-a fost de 5 ani, domnul Pilon. Îmi pare foarte rău. Îmi pare mie rău. Da, acolo sus, unde a fost domnul Florin, n-am fost. Mai sus de... Domnul Petrișor. Trei puncte am și eu. Am o rugăminte. Pentru ședința următoare, dacă se poate și puteți supune aprobării Consiliului, o informare cu privire la PUC. Dacă tot domnul primar a amintit de PUC că au fost respinse autorizațiile, să luați legătura cu persoana sau persoanele care se ocupă de PUC și să facă o informare să știm și noi ce s-a făcut, ce urmează să se facă și să estimeze un termen până se aprobă. Nu vor să ne aprobe ăsta, deja aproape s-a expirat. Că sunt probleme, eu vă spun, nu vrea să, la Potreanu și mai multe case. Nu vrea ceea drumuri naționale, nu vrea să ne aprobe absolut de la Iași. Și atunci am vorbit la Consiliul Județean, a zis cu parlamentari, senatori și au zis că îi cheamă, luna viitoare îi cheamă să vadă de ce tot numai la noi se întâmplă treaba asta, în județul Bacău, Iași, ce aparține de regional, adică regional aia. Pe ședința următoare se poate face o informare în acest sens? Da, că l-a fost să-l chemăm imediat pe și acum, că este poate. Mai face o informare scrisă de o pagină, să știi ce s-a făcut, ce nu s-a făcut. Da, culmea că ai cheltuit banii. Așa și bani. Poftim? Ce trebuie? Sunt copii toate, originalele sunt la mine. Ce să facem? Lăsați-o și lăsați-o cu domnul Poșeanu. Da, domnul Claudiu. Și cu amenajamentul pastoral, dacă nu se poate face cu persoana care, sau firma care a fost contractată... Deci, problema e alta cu Căiuțianu. S-a dat banii și văd că asta e muncă neserios, foarte neserios. Domnule, să tot vorbim de firme. Deci am făcut înștiințare scrisă. Trece atâta timp. Dar trebuie o adresă scrisă. I-am făcut înștiințare scrisă, dacă vine... Problema este că el are aproape 80% de când din mandatul domnului Osor. Așa e, domnul Osor. Am mai rămas numai aici. El nu are timp. Deci, și spune de putință. El nu are timp să facă lucrări. Dacă vine altă cadastrezi, noi trebuie să supără. Da, nu înțeleg. Da. Poate să supere. Eu nu înțeleg, domnul, dacă n-ai timp. Lasă și pe altul să facă treaba acolo. Trebuie să fie de pata, nu știu, de 2 metri, facă-i vorbim. Da, exact. Acum are timp. Da. Trebuie schimbat. Eu aici v-am spus, domnule, noi avem ortofotul plan, avem proiectul de înainte, acum că pierdem 2 metri de pământ sau câștigăm, nu e o problemă. Semnești și dăm drumul, că deja începusem actele să plătim pentru la Apia. Apia vine și se ne ia probe de sol. Acum și la Apia s-a complicat treaba. Zice că nu noi trebuie să plătim, Apia o să ia bani de la Uniunea Europeană și trebuie inclus și acum și toți particulare care au pășune. Vă dați seama că se complică mai mult ca să facă pastorala pentru toată și ei ne-au dat rolul, ne-au dat termenul anul ăsta să terminăm. În 2018 trebuia să fie gata. Și vine altă circulară. Domnul Petrișor, mai aveți ceva? Da, încă două puncte și gata. La grădiniță este țeava de pe drumul care duce spre Hățman. Traversarea. Da, traversarea. Este înfundată și toată apa
când se adună de la grădiniță, se duce la familia Anton. Și să se curinuie atât de greu, țeava are o lungime de aproximativ 3 metri. Pentru că toată apa se adună și se duce la familia Anton din partea cealaltă, unde este și chioșcul. Și cu nomenclatorul stradal, eu am adus la cunoștința consilierilor și tot implicit și a personalului. Nu s-a făcut nimic nici acum. În ședința, în Comisia de Cultură, s-a încercat o discuție și a rămas așa. Părerea mea că ar trebui să facem ceva. Haideți să, pentru luna viitoare, trece doamna secretar, să facem un proiect de hotărâre, să și în comisie, să vină cu fiecare. Să facem un simțion pe chestiune, dar... Păi așa, pe prea... Dar în comisie, deci în ședere în comisie... Fiecare comisie poate și propunere în zonă. Așa, după aceea... Se făcu până la 31 decembrie. Dar nu avea numere. Și avea numere. Nu e problema asta. Știu, strada Hățman sau strada Pălura. Păi da, cum e restaurantul și toți așa, căminul rămânică, minul, balta, la curte sus, cam mare semn. Mergeți cumva să vedeți. Nu, cam atât. Mulțumesc, domnul Ungureanu. Fac codul dumneavoastră, aș dori dacă să invit comisia de specialitate. Mai jos de tot la plața, nu până la drumul ăla unde este, se știe prea gust. La Luca, acolo? Mai jos, acolo. Sunt undeva trei case, da, Anașu, Vârcu și Dănila. La Dănila? Da. Invit, fac codul dumneavoastră, comisia de specialitate, să vadă acolo, gândim o parte de gust. Da, am și puțin, dacă... Tatăl, le știți. Pe a fost și asta, acum are o da, ai foarte greu de... Domnul... Ce și să-i dea, domnul... A, dispune-ți. Podreanu să discute. Discuția cu poliția, cu suma aia de 5-10 era de dat pentru... Am înțeles că au primit bani. Da, nu știu. Nu știu de factură, dar nu mai factură. Nu, asta... Domnul Podreanu. Ei, nu mai fi zic. Și are probleme și acum asta... Hai să-ți spune. Ia pune mare că sunt... Da, domnul... Nu pot să-i răspund, dar ei veniți să-l anunțați. Apropo, în poliția comunitară. Când aveți de pe zi comunitară. Păi pune, nu știu, că te-am luat. Dar e ce îi pune? Acum, apropo din poliția locală, am făcut fișa postului a poliției, că era învechită. Da. Acum o să vin, cred că luna viitoare cu proiectul de hotărâre să stabilim și noi Consiliul Local atribuțiile ei și cod de amenzi care să le aplici ei și la ce să aplici amenzile. Așa trebuie să facem. Vă rog foarte mult să luați atât luni cu ocuparea spațiului public, cu domeniul public. Trotuarele sunt ocupate, nu mai vorbim de acolo la Hăzman, de terasa în trotuar, nevastă, cărjor trebuie să iacă și o să iacă să treacă și a pus cineva să caune drum acolo. Vă rog foarte frumos să luați atitudine. Se discute de un an și jumătate. Adică vorbim de un an jumătate și nimeni nu a mers să trimită și în țară să ia scaunul de trotuar. Am încercat să... Dar și mașinile care îți fac. Și mașinile care am încercat, a făcut o șansă partea aia, a doua zi a început să tragă mașinile acolo. Am încercat pe partea opusă, au venit 20 de oameni în față la... De comuna de mare, cred că... De la... Cum îi zice, măi, doctorii cum ăsta? Lucea? Lângă Lucea. Seciu, șoferul de microbus. Am vrut să facem șansă la Seciu că intră apa în curte. Au venit toți după uliți că, domnule, cum să dați apa, că ne inundă beciul, dar apa totdeauna pe acolo a curs, pe drumul respectiv. Normal este, dacă începem acum, că știți, drumurile alea o să se asfalteze toate, că e proiectul ăsta european care așteptăm. În momentul când să începe asfaltarea, e prevăzut și un o rigolă de aici. Și atunci... Un trotuar care este ocupat de o crâșmă ilegală, domnule. Asta e altă treabă. Eu de-aia vă spuneam, nimeni nu-i trimit nicio științare. Și nu ziua de 2 ani de zile să aruncăm crâșmă aia acolo, nu știți, îți desfășoară activitatea bună în regulă, fără să-i spună nimeni nimica. Dacă nu înșel niște camere de supraveghere, zona școala 1, la magazinul central, pot Hățman, așa. Ar trebui vegetația la camera de la central curățată
și reglată, că e montată doar să fie montată. Nu-i, nu, pur și simplu, nu știm doamne, ce să spune. Cine vine cu ideea poate să-și tai ca de scoară. Îmi pare rău să vă anunț, dar s-a făcut licitație pentru service, calculatoare și întreținere sistem supraveghere video și o să facă dânsi. Camera de la podul Hățman filmează undeva drumul către Fripor, nu filmează nici de cum... Să zicem intersecția, pârâul, toate astea. Și cea de la pod de la Leșunț, exact. Acum a venit și cu ideea care mi-a spus dumneavoastră de ce face firma acum. Da, între timp, Acta Telecom, 10 Acta Telecom, a intrat PSA și asigură suport tehnic pentru amplasarea camerei de supraveghere prin rețeaua Acta Telecom. Mai pe scurt. Să presupunem că se dorește a monta o cameră de supraveghere în zona de pârâu sărat. Noi avem fibră optică, avem toată infrastructura făcută. Se poate face un abonament. Așa. Și se montează camera prin rețeaua lui Acta Telecom, se asigură transportul de informații către primăria Uitor. Sau sediul unde se Dacă nu mai sunt discuții, domnul Vasu, S-a cărat balast acolo, m-am tot rugat de anul trecut, s-a cărat un balast de la stadion. Chiar la intrare, dacă o să mergeți, a pus balast, dar n-o să umple gaura, a nivelat în jocă. E, mers acum că apa-i tot din gard, în gard, nu ai cum să treci. Și nu s-a continuat, mai e un pic. Domn primar, acum dacă... Doamne, și ploile astea se opresc, ar fi bine să închiriat bulldozer, să facem drumul de exploatație agricolă. Răstoarnă, oamenii încep pe la fânduri. Dar acolo nu culo de bulldozer, trebuie acolo unde v-ați trebuit. Și cu bulldozer mergi. Nu mergi, am trebuit să acolo, eu, hău, ăla. Trimite DJ-ul, balinț și dacă nu se face, va șosea. Domnul, eu știu ce am domnul ăsta, l-am chemat pe gelul balinț, pentru că cu un bulldozer o face nimic, a pierdem timp. Că vrem să începem niște străzi unde e noroi. Vreau să povestim, chiar da. Da. Și a zis că de luni poate bine, dar asta este tranșat, să vedem pe SEAP, să loc. Da, a făcut reparate oase. A făcut reparate oase, să le semnez. Vrem să începem pe reparație, avem bani și să începem câteva astea. Plus că începem șanțul, dar a fost ploile, nu am făcut. Mașină s-a oferit, excavatorul nu s-a oferit, acum... Trebuie să încearcă și cu alt excavator, știți? Că unul care era prețul bun a zis că bine s-a retras. Și să începem cel puțin să facem un sfert. Nu poți să ne tractorul. Tractorul când pasulează lateral, îi dă pe stângul omului. Pe când bascula asta, pasulează pe spate și poate să treacă. Și dacă nu mai se dat în probleme, ne vom întâlni pe 22.06, dar noi cum a vrut ședinței, că s-o dat în întâi. Nu mai este nici pe nimic. Nu mă validează.